Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass-media, stimați colegi, onorată asistență, vă mulțumim că ați dat curs invitației la această scurtă conferință de presă. Îl reprezint candidatul independent, domnul Igor Dodon, fac parte din stafful acestuia și astăzi venim cu o reacție din partea stafului domnului candidat asupra ultimilor evenimente, în special la ultimele declarații a oponenților noștri. Am rămas cel puțin stupefiați. Am declarat, ne pare că clar, în primul tur al acestor alegeri, că domnul Dodon nu va participa la diferite dezbateri, va merge în teritoriu să discute cu cetățenii. Și am declarat din start că vom participa la dezbateri televizate în turul 2. Ne pare că mesajul a fost cât de cât clar. Însă am văzut și am fost martorii cum cineva apărea în diferite platouri televizate cu declarații acide când puneau pe cealaltă tribună numele candidatului nostru, necătând că dânsul a declarat, repet, clar. Nu știu în ce limbă uneori trebuie de vorbit ca să nu ne interpreteze, că nu participăm în primul tur. Nu trebuia de bătut joc, trebuia de folosit, de interpretat. Am declarat. Turul 2. Săptămâna trecută au avut loc mai multe contacte între cele două stafuri la candidații care au acces în turul 2 și am convenit că vom avea aceste dezbateri. Noi nu folosim metode partidelor de dreaptă, manipulări, ca să vă arăt acum corespondența noastră. Dânșii au propus loc de întâlnire, am fost și în conformitate cu ceea ce am discutat, am ajuns la următoarele. Noi am propus două dezbateri, una la televiziunea publică Moldova 1 și a doua rundă de dezbateri la Academie de Studii Economice, acolo unde au făcut studii ambii candidați. În conformitate cu această înțelegere, personal am fost la Academie de Studii Economice, am discutat cu domnul rector, domnul academician Bilostecnic, am convenit parte tehnică. Colegii, oponenții, au propus și o companie care urma să ne asigure parte tehnică și ne-au dat și costul serviciilor acestei companii, 90.000 de euro. Noi din start am spus că această sumă este mare și am căutat altă ofertă care să fie mult mai ieftină la preț. Și în această perioadă noi am convenit că dezbaterile vor avea loc miercuri la 19 seara. Ca să înțelegeți, propunerea noastră era pentru ziua de joi, colegii din numele doamnei Maia Sandu au propus ziua de miercuri. Și aici am cedat, de aceea că mereu am demonstrat că avem anumit comportament, civilizat, adecvat și mergem la înțelegeri. Și cedăm acolo unde este posibil, ca să fie compromis. Ok, miercuri, mergem Academiei de Studii Economice, organizăm. După această pauză de 3 zile, fără ca să răspundă cineva la telefon, fără ca cineva să răspundă la un mesaj, și după care astăzi, luni, a fost încă o tentativă de dimineață de a contacta staful doamnei Maia Sandu, iarăși liniște. După care la orele 11, doamna Sandu iese cu anumite declarații și spune că nu va participa la dezbateri televizate. Ce s-a întâmplat, doamna Sandu? De ce în turul 1, atunci când domnul Dodon a spus-o clar că nu va participa, dumneavoastră ați mers peste tot? Ați avut grijă să aveți tablița cu numele candidatului nostru? Ați bătut joc că iată cineva nu este prezent, că cuiva ca și cum este frică? Am spus turul 2. Acum în turul 2 dumneavoastră ați acceptat dezbateri. Și acum, folosind niște argumente deplasate, niște argumente lipsite de fond, dumneavoastră nu mergeți la dezbateri televizate. Eu înțeleg că dumneavoastră în această campanie electorală care este cei mai murdară, ați folosit cele mai josnice metode de minciună, de manipulare. Ați atacat candidatul nostru. Dar este dreptul cetățenilor de a vedea în turul 2, în momentul culminant, cei doi candidați. Ca domnul Dodon să vă răspundă la acuzații. Atunci când îl acuzați, în păcate, comisie de partenerii de coaliție din care ați făcut parte, când l-ați acuzat pe domnul Dodon de crime făcute de
anumite guverne, atunci când noi cu domnul Dodon am fost în opoziție, dar dumneavoastră ați votat frumușel lângă foști colegi de coaliție. Și astăzi toți acești colegi de coaliție vă susțin în această campanie electorală. Inclusiv domnul Andrian Candu deja nu este persoană toxică, dar el face declarații în susținerea dumneavoastră și atacă dur pe Igor Dodon. Liberalii Ghimpu și Chirtoacă, care atacă dur pe domnul Igor Dodon, dar pe dumneavoastră vă susțin. Pele de meu și alte partide cu care ați făcut parte. Ați fost un cer și un pământ. Noi nu am văzut nicio declarație a dumneavoastră, doamna Maia Sandu, declarație acidă în acest spirit al dumneavoastră atunci când ați făcut parte din guvernare. Având World Bank, Banca Mondială în spate, dumneavoastră nu ați făcut nicio declarație atunci când Frumoșel ați votat acoperirea banilor din BNM către băncile unde s-a produs o fraudă. Când ați votat furtul secolului, când ați votat ca acel furt să fie acoperit din finanțare externă. Nu țin minte nicio declarație a dumneavoastră în acea perioadă. Însă acum îl acuzați pe domnul Dodon. Ok, în fine, aceste dezbateri urma să ofere răspunsul cetățenilor. Ca să înțelegeți, toate sondajele arată că o bună parte a populației nu s-a determinat. Oamenii încă nu știu cum vor vota în această duminică. Și în aceste dezbateri, oamenii urma să vadă doi candidați. În studiul dumneavoastră vă simțiți mult mai confortabil în studiouri televizate atunci când cineva vă creează condiții ideale, când sunt experții care vă susțin, dar vă temeți, vă este frică să ieșiți împreună cu domnul Dodon și să-l acuzați în față. Inclusiv și imediat oferim cuvântul tuturor avocaților doamnei Maia Sandu. Inclusiv și la cei de la TV8. Că și cei de la TV8 au dorit dezbateri televizate între cei doi candidați. În fine, astăzi doamna Maia Sandu spune că nu vor participa la dezbateri. Și de ce atunci, dragi colegi, toată săptămâna trecută ne-ați purtat la diferite discuții? De ce am pregătit totul necesar pentru dezbateri, ca astăzi să ne spuneți că vă este mult mai confortabil, iată așa, să mergeți la jurnaliștii care îl atacă pe domnul Dodon, ca să vă facă dumneavoastră rating. Însă înțelegeți foarte bine că domnul Dodon va respinge fiecare cap de acuzație lansat de dumneavoastră, el va aduce alte informații și în această dezbatere dumneavoastră pur și simplu vă este frică ca să pierdeți și nu doriți să supuneți riscului rezultatul în această duminică. Acest lucru este clar. Candidatul pretins pro-european, democratic, se teme de dezbateri. Atunci când public ne-am înțeles că vom organiza aceste dezbateri. Atunci când nu ați dorit să mergeți la Moldova 1 și nu ați dorit nici să mergeți la SEM. Dumneavoastră aveți această atitudine nu doar față de domnul Dodon. Dumneavoastră aveți această atitudine față de cetățenii Republicii Moldova. Dumneavoastră nu considerați că urmează să ieșiți în fața lor atunci când este o dezbatere civilizată. Dumneavoastră vă simțiți mult mai confortabil să atacați dur, neprobat, să manipulați, să învinuiți și să înjosiți, așa cum ați făcut nu doar față de domnul Dodon, cum ați făcut față de o bună parte a populației, când i-ați numit separatiști, când ați bătut joc de ei. Asta am vrut să vă zicem. În continuare, apelul stafului nostru este același. Fie Moldova 1, fie ASEM, noi suntem gata și cerem, insistent, doamna Maia Sandu, ne-ați invitat în primul tur. În turul 2 suntem gata. Poftiți! Dacă doriți să schimbați careva condiții, noi am fost foarte și foarte flexibili. Noi am fost civilizați. Rămâne ca dumneavoastră să acceptați această dezbatere și cetățenii să vadă ambii candidați în același studio. Asta am vrut să vă spun. Domnule Patrun, Maia Sandu a răspuns că este un răspuns la toate falsurile lansate de Partidul Socialiștilor, de candidatul dumneavoastră, falsurile pe care le aduceți zilnic deja. Dumneavoastră, adresați, vă rog, întrebare, dar nu faceți declarație în locul doamnei Maia Sandu. Noi înțelegem că TV8 în toată această campanie electorală l-a atacat dur pe domnul Dodon. Dumneavoastră ați făcut acel partizanat și dumneavoastră ați promovat-o doar un singur candidat. Dar să vină doamna Maia Sandu în studio utilizat și să facă această declarație în locul dumneavoastră. Dumneavoastră nu considerați că acestea sunt falsuri și nu sunt manipulări și metode jos? Dumneavoastră, probabil, eu uneori îmi vine greu. Dacă vreți engleză, franceză, altă limbă, ca să vă fie clar, să o spună doamna Maia Sandu, să nu trimate reprezentanții săi, TV8 sau alții, dar să iasă. Nu, dumneavoastră o promovați intens pe candidatul acesta și zilnic îl atacați doar pe domnul Dodon.
politica informațională a dumneavoastră este foarte clară. Ne pare rău de aceea că totuși democrația privede echilibru aici și pluralism de opinii. Noi suntem gata, candidatul nostru, să iasă unul la unul cu doamna Maia Sandu, că ei sunt contracandidați. Nu trebuie dumneavoastră să interpretați acum de ce a refuzat ea sau el. Dumneavoastră trebuie ca presă să fiți cointeresați, că să aibă loc această dezbatere. Alte întrebări, vă rog. Domnule Pătrânce, acum comentați colegii noastre de coaliție, Democrația au anunțat că își vor retrage miniștrii după alegerile prezidențiale din tur 2. Totuși, domnul Chicu a anunțat astăzi că i-a revocat deja din funcție și a propus și noua listă de miniștri. Cum comentați aceste mișcări și de ce totul se întâmplă cu atâta gravă? Eu cred că domnul prim-ministru a făcut astăzi declarații, a explicat de ce. Este decizia luată de către domnul prim-ministru. Cu părere de rău, înțelegem foarte bine că s-au făcut anumite presiuni și asupra Partidului Democrat și asupra altor partide politice ca să facă anumite declarații în folosul anumitui candidat. Cu părere de rău putem constata că Partidul Democrat nu a fost un partid stabil în ultima perioadă de timp, dar oricum este decizia lor internă, este chestiunea internă și au făcut acea declarație care au făcut. Probabil că cu timp vom afla care a fost cauza. Cine i-a invitat la discuții și în ce circunstanță s-a luat acea decizie. Dar la momentul de față este decizia lor. Eu cred că discut cu oamenii inteligenți care au capacitate de analiză și care pot face un simplu calcul. Cât face 2 plus 2, care pot lua mai multe partide politice, foști oponenți, acei care au criticat dur pe Maia Sandu și care astăzi copăcel, frumușel, fac declarații în susținerea doamnei. Probabil că este cineva care lucrează pentru a asigura acest echilibru. Dar, oricum, este decizia Partidului Democrat, le aparține colegilor. Ne pare rău că noi din partea noastră am fost parteneri și suntem parteneri stabili. Noi ne-am ținut mereu de cuvântul dat, de aceea că noi considerăm că acest lucru este corect. Partidul Democrat a avut, chiar și atunci când a pierdut mare parte de deputați de mandat în Parlament, a rămas tot cu 5 ministeri și cu alte lucruri. Este decizia lor. Înțelegem că продължение этого вопроса на уровне исполнительной власти коалиции уже нет, это понятно. А на уровне парламента мы еще можем говорить о том, что есть коалиция в демократии? Я думаю, что мы должны прежде всего прожить вот эту неделю. Мы должны обеспечить нормальные, цивилизованные выборы. Мы должны после этих выборов сесть с вновь избранным президентом. И мы должны посмотреть, как будет обеспечена стабильность Республики Молдова в дальнейшем. Мы находимся в конце года. В парламенте необходимо принимать бюджет. И причем бюджет и национальный, и бюджет социального страхования, медицинского страхования. Несмотря на политиков, страна должна управляться. Людям необходимо обеспечивать проекты, финансирование, социальные выплаты и так далее. Поэтому по прошествии вот этих выборов мы призываем, чтобы все участники процесса успокоились, чтобы спала вот эта горячка. И надо будет смотреть, как будет двигаться дальше парламент. Есть разные сценарии. Мы, социалисты, готовы к любым сценариям. Нас далеко не пугают ни обеспечение стабильности в парламенте, мы готовы это делать. Тем более нас не пугают досрочные выборы. Мы чувствуем себя довольно уверенно. У нас есть команда, хорошая команда. Мы готовимся к любым возможным сценариям. Când spuneți diferite scenarii, luați în calcul și o posibilă coaliție cu Partidul Șor? Partidul Șor este și a fost în ultimele luni în coaliție cu doamna Maia Sandu, doamna Stase. Neastră, probabil că nu ați mediatizat, de aceea că aveți anumită politică redacțională. Nu ați mediatizat multiplele votări a blocului acum sau fostului bloc acum împreună cu fracțiunea Partidului Șor. Neastră, nu ați mediatizat că ei împreună la pachet au înaintat moțiune de cenzură. Ei împreună au încercat Maia Sandu cu Șor să demită guvernul Chicu. Ei au votat de mai multe ori. Dumneavoastră v-ați bucurat foarte sincer atunci când ei mai cumpărau un deputat doi în Parlament și tot așteptați când Șor să asigure majoritatea lui Maia Sandu. Așa că această întrebare este relevantă. Această întrebare este relevantă pentru doamna Sandu. Nu eu sunt acea persoană care trebuie să vă răspund la această întrebare.
Nu, Partidul Socialiștilor nu are nicio obligație să vă răspundă la această întrebare. De ce e că... Bine, fiecare aude și vede ceea ce știe. Dumneavoastră nu ați întrebat-o niciodată pe doamna Sandu, dar de ce deputații dumneavoastră votează împreună cu fracțiunea Șor, împreună cu fracțiunea gruparea lui Andrian Candu în Parlament? Întrebarea era dacă Partidul Socialiștilor da. Analizează o posibilă coaliție. Eu vă răspund așa, stimată doamnă sau domnișoară, mă scuzați, nu ne cunoaștem personal, eu vă răspund așa cum consider de cuviință. Eu nu am obligație să vă răspund ceea ce vreți să auziți de la mine. Eu vă zic în calitatea mea deputat în Parlament că eu sunt indignat de lipsă de principii atunci când pretinșii pro nu știu cine, care luptă cu nu știu ce, votează în Parlament împreună cu Șor și Candu demiterea guvernului Chicu. Și eu consider că astăzi anume ei trebuie să răspundă de ce au făcut acest lucru. La întrebarea precedentă am răspuns simplu, că noi imediat după alegerile prezidențiale vom vedea situația și vom lua anumite decizii cum mergem mai departe. Și nu putem exclude nici varianta alegerilor parlamentare anticipate. Da, nu este opțiunea dorită, de aceea că situația în țară este dramatică. Nu cunoașteți, dar mă rog, dar situația este gravă. Nu asta că este că dacă îmi dați 7 euro, eu o să vă răspund ce e, ce o să puteți să mediatiza. La momentul de față, noi suntem în campanie electorală. Evident că este febră electorală. Evident că sunt diferite interpretări. Apelul nostru este simplu. Să trecem peste alegeri, să ne așezăm și să discutăm. Noi nu excludem nicio variantă. Poate revenim la coaliție cu cei din blocul acum, cu partidul lui Maia Sandu. De ce nu? Am făcut-o odată. Pot fi diferite scenarii. Astăzi nu este luată nicio decizie. Dumneavoastră ce vreți să auziți de la mine dacă noi facem coaliție cu Partidul Șor? Eu vă zic, vă răspund, dar nu vă place răspunsul. Că fracțiunea lui Șor a votat cu Maia Sandu ultimele 6-7 luni. Domnule Patrânci, atât dumneavoastră cât și alți deputați ați fost surprinși în preajma și alături de mai mulți consultanți ruși în această campanie, cel puțin 6 au fost. Ce ați discutat? Și mai ales că Igor Dodon a negat... Dacă sunt și alte întrebări și alte posturi de televiziune. Dacă nu sunt, eu vă mulțumesc frumos și vă doresc o zi bună, o zi frumoasă și multă sănătate. Consultanții ruși aici la dumneavoastră.